Ucraina caută soldați. Ministerul ucrainean al apărării a anunțat deschiderea primului centru de recrutare în Polonia. În acest fel, autoritățile de la Kiev vor să atragă bărbații ucraineni din străinătate să lupte pentru armata țării. Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat deschiderea primului birou de recrutare al Legiunii Ucrainene în Lublin, Polonia, pentru a atrage ucrainenii din străinătate să se alăture ofensivei de pe frontul cu Rusia. Biroul este situat în incinta Consulatului Ucrainean din estul Poloniei. După înregistrarea voluntarilor din Polonia, pregătirea lor se va desfășura pe terenul de antrenament potrivit lui Ivan Gavriliuk, adjunct al ministrului ucrainean al apărării. Pregătirea va dura 35 de zile, iar soldații vor putea fi trimiși la una dintre bazele NATO europene timp de mai multe luni de zile pentru a-și exersa abilitățile. În timpul înregistrărilor vor fi peste o duzină de ofițeri ai forțelor armate ucrainene care vor asista pe cei care vor să se înroleze. Ivan Gavriliuc a precizat că Ucraina le va oferi voluntarilor inclusiv uniforme și sprijin logistic, în timp ce armele și restul echipamentelor vor fi furnizate de Polonia. Conform ministrului apărării, 138 de cereri pentru interviuri au fost deja înregistrate prin intermediul site-ului de recrutare în timp ce alte 58 au fost trimise prin oficiile consulare. Proiectul a fost anunțat încă din luna iulie, atunci când Kievul a estimat că există în jur de 30.000 de bărbați ucraineni care au vârsta de înrolare și care se află pe teritoriul Poloniei. Armata ucraineană caută să recruteze tot mai mulți soldați pentru a face față situației grele de pe front, după pierderile grele suferite. Astfel, Kievul caută să recruteze din miile de bărbați ucraineni care s-au refugiat în Europa, în special în Polonia și Germania, mai ales că unii dintre aceștia au fugit pentru a se sustrage obligațiilor, deși aveau vârsta de înrolare.